Neața, e 4:35, 2 septembrie, luni, și m-am gândit la o chestie în timp ce mă plimb prin oraș, că de multe ori te trezești dimineața, băi, și nu prea ce să asculti la radio, nici muzică, nici informații. La ora asta oricum n-ai ce să asculti, că nu nici dracu. Așa că m-am gândit să fac eu acest show de exagerat de dimineață. Cred că se va numi Exagerat de Morning Show. Și când mă trezesc eu dimineața, înregistrez chestia asta și vă las vouă când vă treziți. Dacă vi se pare o idee bună, dați-mi un semn. În primul rând, am ales o piesă pentru dimineața asta, pe care vă recomand. E celebră pe YouTube. Se numește Jane Come. Când ajungem la refren, vă las pe voi să o cântați. Așa. Ce daiba s-a mai întâmplat zilele astea? Vine refrenul. Vă spun iată. Apropo, filmarea nu e într-o mașină care merge într-un studio. Să stea polițiști liniștiți. Right. Bun. Deci în America e uragan. A fost prăpăd în Bahamas, se duce către Florida. Dar e normal pentru că e august și e sezonul uraganelor. Apropo de vreme, la noi încă lumea e la mare, ceea ce mi se pare bestial. A, apropo de mare și de poze pe Facebook. Băi, voi ați văzut că de fapt toate alea nefericite care suferă în relații sunt alea care își pun poze la mare cu iubii, cu baby, feeling blessed, feeling loved, feeling nu știu ce, nu știu cum. Sau știu eu nebun? Că mie mi se pare că de fiecare dată când una pune d-alea cu forever împreună, cu love of my life, cu nu știu ce, ăia sunt super despărțiți, de fapt, frate. Eu așa cred. Eu n-am văzut pe unul care să fie într-o relație fericită, normală, cu o doamnă întreagă la cap, care să aibă poze de-astea ca nebunul pe Facebook toată ziua, bună ziua, baby a mâncat, baby feeling love, baby feeling blessed. A, mașina, a, poza aia celebră într-o mașină, neapărat să fie BMW, Audi sau Mercedes, bă, și ei doi să se țină de mână. Deci aia este poza eternă cu feeling loved, că o dă ăla cu mașina, cu BMW-ul second hand. Bun. Ce naiba de știre să mai... A, o să mai aflați astăzi că s-au mărit pensiile cu 15%. O fi bine, o fi rău. Viorica Dăncilă în campanie, normal. Apropo de campanie electorală, nu o să mă agit prea tare cu politica prin filmările astea, că mă enervează și pe mine. Dar mi se pare de remarcat faptul că România deja are 23 de candidați la prezidențiale. Să vedeți distracție ce o să fie. Eu habar n-am cu cine votez, recunosc. Bun, ce naiba s-a mai întâmplat? Așa, Trump. Asta mi se pare genial. Deci Trump is God. Trebuia să vină la, Varșovia să aibă o întâlnire cu niște lideri regionali de pe aici, prin Europa Centrală și de Est. Dar omul s-a dus la golf. Și a zis, bă, e un weekend bun pentru golf, hai să mă duc la golf. Așa. Deci mi se pare o idee foarte, foarte bună să-ți vezi de sportul și pasiunile tale și mai contează planeta. Vă place Trump? Apropo, aula, am primit muzica, ia vine FN-ul. Hai! Vă dați seama că e trafic la 4:30? Hai că e vreme. Da. Și apropo de muzică bună, mai bună ca asta. De astăzi începe festivalul Enescu. Puteți să mergeți, mi se pare genial. Sunt concerte pe care în mod normal nu le vedeți în București. Acum nu știu câți oameni care se uită la mine pe YouTube sau pe Facebook vor și merge la Enescu. Dar oricum, eu să mă duc. Mi se pare foarte tare. Mi se pare unul dintre lucrurile bune care se întâmplă în București destul de rar. Și apropo de lucruri care se întâmplă în București, am fost și eu aseară pe Victorie, pe aici. E mare, a fost mare bulci weekendul ăsta. Bă, iese lumea ca la nebuni. M-am întâlnit cu o groază de prieteni pe acolo. N-am văzut nimic de făcut. Niște chestii semi-artistice, așa.
bune, rele, habar n-am, nu m-am uitat la ele. Și în rest bâlci din ăla, sandwich-uri, burger și mâncare scumpă. Cred că nu m-am oprit să mănânc, că nu era foame. Da, piesa e pe repeat. Deci, ăsta este Exagerat de Morning Show, se numește. Îl înregistrez dimineața, că mă plimb prin oraș. Și dacă voi aveți chef să vă uitați la el, dați-mi cât un semn, spuneți-mi ce vă interesează. Că eu citesc știrile dimineața. Și ce să fac, le aflu primul. Și vi le dau vouă în 6 minute să le aveți pe toate. Să nu râdeți de fața mea, dar abia m-am trezit acum 25 de minute. Stați eu. Așa. A, vă interesează vremea, uite, vremea. Vremea o să fie exagerat de cald. E super cald zilele astea. E normal. Vara încă e aici. Mai mult până vine toamna. Și apropo de asta, mi-aduc aminte ce întristare era în viața mea când venea septembrie, când știam că începe școala. Acum mă bucur. Că e mișto în septembrie și mai un pic și vine ziua mea. Mai era ceva, dar am uitat ce dracu mai era. Semi-important așa, prin țara noastră. Ce dracu mai era, mă, important astăzi? A, nu era important, nu o să amintem. Bă, v-ați văzut că eu nu mă pricep la fotbal, adică eu m-am uitat la fotbal acum foarte mulți ani, ultima oară. În 94, cred că ne-a bătut Suedia la 11 metri, la mondiale. Oricum, România a jucat la mondiale pe vremea aia. Și am văzut că a pus un prieten o poză pe Facebook cu un clasament. Eu n-aș fi la ce clasamentul ăla. Până că e la bambilici de iarbă sau ceva, în care Steaua și Dinamo erau pe ultimele două locuri. Dar după aia am aflat că de fapt ăla e clasamentul la fotbal, Liga 1 sau Liga 1 sau campionatul național, cum se cheamă el. Ei, pe bune, că la fotbal Steaua și Dinamo pe ultimele două locuri, retrogradează sau ceva. Excelent. Ultimul refren și vă las, vă pup, papa. Exagerat de Morning Show, prima ediție. Dacă aveți chef, apăsați subscribe acolo sau acolo, nu știu unde e, undeva trebuie să fie.